Primarul comunei Gârla Mare, Baicu Dumitru, cunoscut drept un om gospodar și implicat în viața comunei pe care o conduce, a reușit să sprijine și elevii din comună. Acesta a achiziționat 89 de tablete performante, fiind foarte necesare elevilor din comună în actualul context social, acum când școala se desfășoară online. Primarul comunei Gârla Mare, Baicu Dumitru, a conștientizat cât este de important să vină în sprijinul elevilor din comuna pe care o conduce, achiziționând astfel tablete ultra-performante pentru ca tinerii să-și poată continua studiile, având în vedere situația precară a celor mai mulți dintre ei. Referitor la tabletele care s-au înmânat ieri la elevii școlii generale și gimnaziale, clasele 5, 8 și 1, 4, a fost inițiativa noastră a primăriei, implicita a mea și la cererea părinților, că sunt foarte mulți părinți care nu au posibilități și copiii nu pot să facă orele online, așa cum se cere, fiind pandemia în momentul de față, școala a hotărât ca elevii să facă online lecțiile și prinde foarte bine, au fost mulțumiți atât elevii cât și părinții. Părinții sunt încântați de inițiativa primarului, dar și recunoscători pentru că micuților pot participa la orele online, astfel nu întrerup cursurile. Ce părere aveți despre această inițiativă de a se învăța? Foarte bună, copiii foarte mulțumiți. Inițiativa primăriei. Păi mulțumim domnului primar pentru că a venit în ajutorul nostru cu tablete, că aveam mare nevoie. Acum copiii își fac online și mulți nu au posibilitatea. Îi mulțumim foarte mult că s-a gândit la noi și este un primar excelent. Și micuții sunt foarte încântați de faptul că au tablete noi, frumoase și performante care îi vor ajuta să participe la toate activitățile școlare din această perioadă. Consider că este o inițiativă foarte bună, chiar binevenită la nivelul comunei, în condițiile în care sunt mulți copii care nu beneficiau de digitalizarea asta, să spunem. Aveau într-adevăr mulți telefoane, însă classroom-ul ăsta achiziționat de școală nu prea permite folosirea decât pe tablete și telefoanele îngreunau foarte mult acest proces. Cam așa arată tableta și ele sunt foarte bucuroase de ele și sper să le folosească în siguranță, că într-adevăr e un pic un risc la copii care sunt ceva mai neastâmpărați, cei mici mai ales. Însă cred că sunt foarte bune pentru toată lumea și chiar este o metodă de a digitaliza procesul de învățământ în Gârla Mare. Sunteți bucuroase că ați primit tablete? Da, chiar foarte. Da. M-am bucurat când le-am primit. O să vă fie mai ușor? Da, trebuie să vă faceți lecții. Da. Chiar se vede mult mai bine pentru că este ecranul mai mare și telefonul nu prea putea fi folosit. De exemplu, dacă le arătam o prezentare, ei nu puteau accesa din telefon prezentarea, foarte puțin o vedeau. Așa pot să caute și cred că și semnalul este prins mai bine de tablete decât de telefoane. Cadrele didactice sunt de asemenea mulțumite de inițiativa conducerii primăriei, considerând că achiziționarea acestor tablete cu internet nelimitat le va facilita relația cu elevii și vor putea în continuare să își facă meseria în condiții bune. Această inițiativă a fost foarte importantă, mai ales acum cu activitățile online. Sunt foarte mulți copii care n-au posibilitatea materială să își ia acest suport, acest echipament pentru a-și desfășura lecțiile și este de un real folos, este foarte binevenită și suntem foarte mulțumiți. Chiar astăzi am avut ore pe această platformă. Vreau să vă spun că cu toți copiii cu care am participat astăzi, toți aveau acel dispozitiv, adică tableta primită de la primărie cu sprijinul și cu toată bunăvoința domnului primar și a întregului
Consiliul Local și toți au folosit această tabletă. Domnul primar Baicu Dumitru a acordat tablete tuturor copiilor de la ciclu gimnazial. Pentru asta îi mulțumim. Copiii de acum o să se descurce în activitatea online, care oricum era destul de greu să se descurce pentru că nu aveau dispozitive necesare. Cât de mare era nevoia de aceste? Păi era foarte mare, deoarece noi avem destui romi aici care nu beneficiază și nu au de unde. Așa că ne-a ajutat foarte mult și pe noi, cadrele didactice, care nu aveam cum să ne descurcăm cu ei. Trebuia să mergem prin sat să le predăm materiale, iar acum activitatea metodică este mult mai ușoară. Cadrele didactice apreciază implicarea primarului Baicu Dumitru, acesta fiind foarte apropiat de sistemul educațional din comună, fiind alături de cadrele didactice și de copii, sprijinindu-i pentru a-și desfășura în cele mai bune condiții activitatea. Colaborarea între unitatea școlară și primărie Gârla Mare este o colaborare foarte bună. Am avut sprijinul permanent al acestei instituții și al domnului primar. Pe perioada când am desfășurat lecțiile față în față, au fost asigurate echipamente dezinfectante, materiale dezinfectante, platforma a fost realizată tot cu ajutorul sprijinului de la primărie. Colaborarea este foarte bună. Aceste inițiative sunt de lăudat, mai ales în acest context epidemiologic în care o lume întreagă este în impas. Autoritățile locale sunt factor decisiv ca cetățenii să treacă mai ușor peste această criză ce a înspăimântat o lume întreagă.